Hai, Steaua, forță, Steaua! Wallace Alves da Silva este ultimul transfer făcut de Steaua în acest sezon. Fotbalistul născut în Brazilia, dar care are cetățenie română, a semnat cu roșialbaștri până în iunie 2022 și este mândru de alegerea făcută. Crescut de Corinthians, noul fundaș central al echipei din Ghencea ne-a mărturisit planurile sale de viitor. Ce înseamnă acest transfer la Steaua pentru tine? Chiar dacă Liga 4 e un nume, e cea mai mare echipă din România, are condiții foarte bune și de ce nu? De-aia am ales să vin la Steaua, cred în proiect și cred că putem să ajutăm echipa să ajungă înapoi în Liga 1. Echipa nu are nevoie de mine acum la Liga 4, așa văd eu. Eu văd o echipă deja foarte bună, peste nivelul, nu, eu v-am spus, echipa deja e nivelul de Liga 2, părerea mea, și eu nu am venit că au nevoie acum neapărat de mine. Eu cred, de-aia am semnat și pe 2 ani jumătate, că eu cred că în anul următor putem să reușim în fiecare sezon o promovare. Lui Wallace nu-i va fi greu să se integreze în vestiarul Stelei. Cu mai mulți dintre jucătorii roșialbaștrilor și cu Daniel Oprița pe bancă, a promovat cu Juventus București în Liga 1 în sezonul 2016-2017. Lotul de jucători care aici sunt majoritatea prietenii mei, care am promovat în Liga 1 cu ei la Juventus și am mai jucat cu ei la alte echipe, și antrenorul care, la fel, am făcut performanță cu el promovând echipa în Liga 1. Asta a contat foarte mult, știind că echipa are lot de Liga 2, chiar să se bată la promovare. Eu cred că echipa care are Steaua acum poate să se bată la promovare la Liga 1 cu lotul ăsta și cu încă câțiva jucători. Fundașul central a jucat în ultimele 6 luni la Petrolul, echipă de care s-a despărțit în această iarnă. În cariera lui a mai evoluat pentru FC Argeș, Rapid, Dunărea Călăraș, FC Voluntar sau Al Ittihad din Egipt. Nu mi-a fost greu să accept oferta, având în vedere că eu am vorbit cu Oprița și înainte să plec în Brazilia. Am avut niște oferte de afară, am mai jucat afară și am avut niște propuneri chiar și în Brazilia, dar am pus la balanță având în vedere că mă simt, sincer, mă simt român. Am construit o familie aici, locuiesc aici și de-aia am acceptat să rămân în România. La Steaua, Wallace va purta numărul 55.